Tuturor și pacea Domnului. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că încă o dată avem privilegiul de a ne afla în prezența Lui. Vorbeam cu câțiva dintre noastre și menționam faptul că am sosit din, și acum frate Mircea o să zic corect, din Derry, la ora 5. A fost o experiență extraordinară. Am fost invitat să prezint subiectul religionismul astăzi, în ceea ce privește conflictul și credința, terorismul religios, la o întâlnire interfaith în Londonderry sau Derry. Și a fost aseară, a fost o întâlnire foarte interesantă. Oameni din rândul religiei islamice, budiști, creștini, din toate diferite convingeri religioase. Și a fost o experiență foarte interesantă. Deja am primit vreo 4 sau 5 e-mail-uri ca răspuns la prezentarea respectivă și astăzi de dimineață am mers la... E un alt loc, la vreo 50 de kilometri, Cold, vă spun acum, l-am scris aici. Coleraine? Yeah. La o întâlnire interconfesională, unde protestanți și catolici s-au strâns și am prezentat aceeași temă, dar nu că a fost primită diferit. Reacția a fost puțin diferită. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că avem posibilitatea să interacționăm cu oameni de diferite convingeri religioase și cred că este foarte important să facem lucrul acesta, deoarece probabil avem o altă înțelegere a ceea ce înseamnă religia pentru unii sau ceea ce nu mai înseamnă religia pentru alții. În seara asta a fost doar așa în paranteză, în seara asta aș dori ca să continuăm studiul nostru pe care l-am început din Faptele Apostolilor și continuăm în capitolul 19, dacă vă aduceți aminte, ne-am oprit la versetul 12, da? Deci Faptele Apostolilor, capitolul 19, ne-am oprit la versetul 12 și vom continua de la versetul 13 și titlul este Exorciștii Iudei. Mi se pare un subiect foarte interesant, de data asta poate o să luăm puțin mai ușurel și să vedem, poate terminăm capitolul, dacă nu, fratele Andrei, vineri seara viitoare, va continua acolo unde ne oprim, va continua de la versetul respectiv. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Deci, asta este, dacă vreți, comercializarea unei idei populare în timpul respectiv. Iisus era cunoscut ca fiind nu numai un rabin, un învățător, era cineva care era de asemenea un vindecător, și era un om care scotea draci din oameni, duhuri necurate. De asemenea, nu doar Hristos, dar iată că și Apostolul Pavel, ni se spune despre el că Dumnezeu făcea multe minuni prin el. Și am citit puțin mai devreme, dacă vă aduceți aminte, în versetul 12, recapitulăm, până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui Pavel, și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Și am vorbit vineri seara trecută de câteva cazuri foarte, foarte izolate în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos, o femeie cu o problemă de sânge l-a atins, deci doar a atins hainele lui și s-a vindecat, sau experiența lui Petru când doar umbra a trecut și a cauzat o minune.
iată că și Apostolul Pavel a avut aceste manifestări, a avut loc aceste manifestări în lucrarea lui. Și are loc, deci, acum erau alte, ceea ce noi trebuie să înțelegem. Când a apărut Domnul Iisus Hristos, unul dintre motivele pentru care Iisus nu a fost acceptat atât de ușor ca fiind Mesia, este faptul că erau foarte mulți rabini învățători care mergeau din loc în loc, ambulanți, care aveau la rândul lor discipoli, care aveau ucenici, care îi urmau. Însă, în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos, era ceva diferit, ceva special în ceea ce îl privea pe El. În același timp, deci iată că în rândul iudeilor se practica acest obicei unde, și o să vedem puțin mai târziu, acești indivizi, oamenii aceștia, exorciștii aceștia, erau totuși oameni ai religiei, iată că ei erau într-un fel exorciști ambulanți, mergeau din loc în loc și îl prindea pe unul care avea vreo boală sau era cuprins de un duh rău sau credeau că este vorba despre un duh rău și încercau să-l scoată din ei. Asta este o practică care a continuat în biserica creștină pentru foarte mulți ani și care încă mai continuă. Nu știu dacă știți, dar sunt exorciști și astăzi care au această, simt că au această chemare. Și în numele Domnului, deci iată, mergeau, au încercat să cheme numele Domnului Iisus și formula de la început pare puțin, vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Acum citim această experiență și ni se pare puțin, în contextul de astăzi, pare puțin ciudată conversația care are loc. Pentru că îi avem pe exorciști care într-un nume pe care nu-l cunosc și pentru că așa făcea și un altul cum era Pavel, pe care nu-l cunoșteau, încearcă să scoată duhuri necurate, iată că acum duhul vorbește înapoi. Imaginați-vă puțin lucrul acesta, hai să ne imaginăm puțin, da? Deci descoperă persoana respectivă, are o anumită problemă, vine exorcistul, spune formula și duhul cel rău le-a răspuns. Cum credeți că a răspuns duhul cel rău? Sper că nu vă uitați la filme de groază și de genul ăsta, da? Despre exorcism și alte lucruri, dar sunt sigur că ați auzit vocea aia diabolică, da, care trebuie să am grijă să nu sun prea mult, că sunt răgușit și s-ar putea să am succes. Dar răspunde Duhul, probabil prin om, da? Când a avut loc conversația, prin cine a vorbit, deci când Iisus a scos draci din oameni și a trimis în porci, da, și porcii s-au aruncat în mare, a vorbit prin porci, Duhul prin cine a vorbit? Prin oamenii respectivi, da? Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Asta mi se pare interesant. Deci pe Iisus, ai că înțeleg, pe Iisus îl cunoști și te temi de el. Dar și pe Pavel îl știu. De unde îl știi? Păi l-am chinuit eu de vreo câteva ori, am încercat una sau alt, dar era cunoscut Pavel și asta mi se pare extraordinar. Deci pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Cine suntem? Hai că folosesc acum cuvintele dracului din Biblie, da? A duhului rău. Dar uneori întrebarea asta parcă ar trebui să răsune puțin mai clar în mințile noastre. Noi cine suntem? Venim la biserică, facem planuri mari, în viață de zi cu zi. În numele Domnului Iisus vreau să fac lucrul acesta și vreau să fac lucrul acesta. Dar noi cine suntem? Pentru că doar a spune că în numele lui Iisus vreau să fac un anumit lucru, nu înseamnă neapărat că Iisus aprobă acel lucru. După cum conversația care am avut acum ultimele de aceste două zile, cât mult rău se face în numele religiei și în numele lui Dumnezeu. Oameni care au toată convingerea că Dumnezeu le-a spus să facă ceva și merg și fac cele mai oribile lucruri posibile. Știți care era titlul care am vrut să-l
să-l am pentru seara asta? Te cunoaște și, hai să zicem, Duhul? Pentru că asta e o întrebare, voi cine sunteți? Pentru că dacă Pavel spunea lucrul ăsta, în numele Domnului Iisus Hristos, ieșiți afară, eu cred că Duhul acesta l-ar fi părăsit pe omul respectiv. Pentru că îl cunoștea și știa lângă cine și prin puterea cui lucrează Pavel. Dar când ei au spus-o și întrebarea, eu cred că îi cunoștea și pe ei, dar întrebarea a fost cumva de așa mai sarcastică, da? Dar voi cine sunteți? Sau tu cine te crezi că ești? Și haideți să vedem ce... Și omul în care era Duhul cel rău, deci asta spuneam frate Andrei, da? Deci s-a folosit de om să vorbească, dar de data asta s-a folosit și mai mult. A sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi. Stați așa că noi am sărit câteva versete. Noi am citit 13, dar n-am citit pe 14, cine erau aceștia. Cei ce făceau lucrurile acela erau 7 feciori a lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Exorcismul în timpul acela era, după cum am spus, o activitate bănoasă. Și pentru că erau afiliați, tatăl lor era unul dintre cei mai de seamă preoți. Acești 7 feciori au făcut un business. Din religie se poate face un business fantastic astăzi. Foarte mulți bani se iau de la oameni amărâți în numele religiei. Și nu neapărat spre binele lor. Nu e diferență mare, da? Și aici ni se vorbește despre cei 7 feciori și se pare că 2 au fost implicați. 2 dintre cei 7 au fost implicați în această conversație. Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Când eram în misiune și vorbeam cu tinerii voluntari, întotdeauna spuneam lucrul acesta. Noi trebuie să înțelegem, ca misionari, intrăm pe teritoriu inamic. În locurile în Africa, în America de Sud, unde există foarte multă superstiție și unde cel rău e acasă la el și folosește superstiția într-un mod fantastic. Și momentul în care intri pe teritoriul lui, dacă nu ești sub ocrotirea lui Dumnezeu și sub numele Domnului Iisus Hristos și nu o faci prin puterea lui, rămâi gol și de rușine. Aici, diavolul a avut tot dreptul să-i schingiuiască. Să-i schingiuiască pe cei care au pretins să facă un lucru în numele Domnului Iisus Hristos. Semnați-mă, cred că este o lecție foarte importantă aici. Nu doar cei care spun Doamne, Doamne, așa spune Biblia. Nu doar dacă sunt membru al Bisericii Adventiste de ziua 7, a Biserica Rămășiției, cu mesajul celor 3 îngeri. Vorbeam cu candidații de botez. Este biserica care ne mântuiește? Nu este un ce, este un cine. Dacă nu avem o relație sinceră, onestă, care uneori doare, care uneori nu știi ce să faci cu tine însuți, cu un Dumnezeu care uneori e de neînțeles, pentru că e mai mare decât înțelegerea noastră. Dacă nu avem o astfel de relație sinceră, intimă cu El și nu suntem acoperiți de sângele și puterea Duhului lui Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu, să avem tupeu să intrăm pe teritoriul celui rău. Am zis lucrul ăsta și atunci când este vorba despre rugăciunea de mijlocire, frate Nealu, vă aduceți aminte? În momentul în care cineva vine la mine și spune, frate Dan, uite, am o problemă, te rog, roagă-te și tu pentru mine. Da, frate,
Nicio problemă, o să mă rog pentru tine. Faci promisiunea aia, în primul rând, să te ajute Dumnezeu să-ți amintești și să te ții de promisiune. Și în al doilea rând, când te rogi rugăciunea de mijlocire, tu te interpui între omul pentru care mijlocești și atacul celui rău. Și dacă nu ești acoperit de întreaga armură a lui Dumnezeu, să ne ferească Domnul. Ce se întâmpla cu preoții care nu erau curățiți? Ce trebuia să facă preoții înainte să aducă jertfele și trebuia să aducă jertfe pentru ei? Erau legați cu sfoară de gleznă când intrau în Sfânta Sfintelor, că dacă cumva nu era așa cum trebuie și cu clopoței, dacă cumva nu era așa cum trebuie să fie cu Dumnezeu ca mijlocitor, ar fi fost nimicit și nu avea cum să intre cine să intre în Sfânta Sfintelor, îl trăgeau cu sfoara de acolo. Stimații mei, suntem, și nu vorbesc des, că nu vreau să speriu, dar suntem fiecare dintre noi în mijlocul unei lupte pentru destinul nostru veșnic și nu putem să o luăm cu ușurință. Cel rău e puternic, viclean și de-abia așteaptă să ne schingiuiască dacă îi se dă voie. Și aici faptul că au fugit goi și răniți, nu e la voia întâmplării. Asta are de-a face cu rușinea. Au fost dați de rușine, biruiți de un singur om, doi flăcăi. Lien mi-a spus odată când lucra într-o, a predat biologie la liceu în primul an de căsătorie și îmi spunea cum la, într-un township, într-o zonă mai rău famată. Și îmi spunea cum, știți că copiii au la școală întâlnirile astea pe la ora 10, se întâlnesc cu toții, assembly, da? Toți se întâlnesc și li se dă programul pe zi, pe săptămână, mi se pare că este o dată pe săptămână ca o întâlnire asta. Unii au în fiecare zi. Și a zis, ar fi bine dacă vă spunea ea istorioara, zice, da, zice, eram acolo cu profesorii și la un moment dat o fetiță, firavă, a început să scoată niște sunete din ea și să facă niște, să spună niște lucruri care ne-a îngrozit pe toți. Și doi dintre profesorii de liceu, mai așa ca fratele Mircea, mai înalți, bine făcuți, s-au dus o scoată din sală, pentru că spunea obscenități și într-o voce foarte, foarte, zice, Liena zice, n-am auzit niciodată așa ceva, o voce ca aia. Numai că s-au apropiat cei doi bărbați, cei doi profesori de ea, deci această fetiță de vreo 12-13 ani i-a dat de pereți. Pe amândoi. Deci a avut o putere în ea de neînțeles. Și vreau să vă reamintesc, deci asta este Africa, este un continent al superstiției. Și imediat, acesta este, deci era un liceu de negri și imediat au trebuit, zice, trebuie să aducem sangoma, da? Deci vrăjitorul, să-l aducem pentru că e posedată și numai vrăjitorul poate ca să o scape. Dar după aia a fost altcineva acolo, deci și oameni creștini care au zis, trebuie să ne rugăm. Speriați întreaga școală de o fetiță. 12-13 ani. Lucrurile astea se întâmplă și astăzi. Faptul că noi suntem aici și nu le auzim la televizor sau nu le vedem, nu înseamnă că nu se întâmplă. Eu cred că această posedare se manifestă în diferite feluri, în diferite locuri. Astăzi, dacă cineva s-ar manifesta în felul acesta, ar fi luat la spitalul de psihiatrie. Da? Bine, nu vreau să intru în detaliul ăsta, boli psihice sau posedare de demonică, e un subiect destul de dificil. Ne întoarcem la pasaj. Și ce învățăm? Dumnezeu să ne dea înțelepciune că atunci când alegem să facem lucrarea Lui, să fim îmbrăcați în toată armura pe care El ne-o pune la dispoziție. Versetul 17.
Deci în momentul în care acești oameni au fost puși de rușine și ei au spus, vrem să facem lucrul ăsta în numele lui Iisus, lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Dar care e următoarea propoziție? Și sunt două puncte acolo, ceea ce înseamnă că ce a însemnat această frică? Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Ce fel de frică a fost aceasta? În ce sens i-a apucat frica? Au realizat, au conștientizat realitatea acestei lupte între bine și rău. Și au înțeles că numai prin numele Domnului Iisus Hristos pot ei să fie răscumpărați, scăpați de această forță. Nu te joci cu ea, dar prin Hristos poți birui. Mulți, versetul 18, din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Hai să citești. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Mi-aduc aminte, versetul acesta a avut o semnificație foarte deosebită pentru unul dintre prietenii mei din Africa de Sud, era secretarul uneia dintre biserici și îmi povestea cum când a venit la credință, el practica magic. Da? Deci avea cutii unde își tăia soția în două și tot felul de treburi de genul ăsta și a venit la credință, a venit la Iisus, dar a continuat să facă show-uri de magic. Și zice, Dan, pentru mine, zice, bine, sunt tricks. Ce sunt astea? Sunt tricuri. Deci, magia, iluzii. Dar zice, în actul meu, eu trebuia să mă îmbrac ca diavolul. Deci asta era costumul lui, da? Ci era un act. Dar când eram pe scenă, devenea mai mult decât un act. Ce nu poți să-ți dai seama cât de mult mă identificam și cât de puternic mă simțeam când puneam costumul ăla pe mine. Fusesem botezat. Și după aia îmi zice, și după fiecare show, după ce termina fiecare show, ce nu dormeam nopți la rând, eram chinuit de coșmaruri. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că era jobul meu. Am devenit creștin, dar asta e entertainment, nu e serios. Oamenii știu că nu-mi tai soția în două, că m-ar pune închisoare dacă o fac, da? Dar zice, apropierea și identificarea cu cealaltă forță, pur și simplu, nu era în armonie cu noua mea viață. Și el a zis, am citit versetul ăsta, s-a dus în curte, în grădina lui, și a dus tot echipamentul, care a costat o grămadă de bani și nevastă a zis, ești nebun, ea nu devenise creștin, ci ești nebun, l-a lăsat în cele din urmă. Cum să te întrerupe? Asta este jobul nostru, ei îi plăcea să fie pe scenă, să călătorească din loc în loc. Și a ars tot. Ce momentul în care mi-am ars tot echipamentul de magic, zice, am simțit așa o ușurare. Și zice, parcă dintr-o dată, parcă trăiam o dublă viață și dintr-o dată m-am simțit confortabil în propria mea piele. N-am mai avut nevoie să pun costumul diavolului pe mine. Și ăsta e un om foarte echilibrat, nu unul din fanatici ăștia care... Și el a dat mărturie, așa cum oamenii aceștia dădeau mărturie. Da, stimații mei, nu cred că nimeni aici face show de magic, da? Poate că unii dintre noi mai facem și noi mai avem un trick, două, să impresionăm pe unul, pe altul, pe una, pe alta, da? Mă rog, da? Dar poate că este momentul și noi să mărturisim unele lucruri. Poate că sunt lucruri care noi știu că deranjează, care noi știm
că se interpun între noi și cu adevărat puterea, harul, dragostea lui Dumnezeu. Dar n-am ajuns la punctul încă să le mărturisim și să le ardem. Dumnezeu să ne cerceteze în seara asta. Pentru că fiecare dintre noi știm, acum nu zic că trebuie să mergem acasă să ne ardem mașina, sau știu eu ce altceva, care noi poate suntem foarte atașați de Bogdan, telefonul, ce să zicem, alte lucruri care... A, nu, Bogdan nu e cu mașina, nu. Dumnezeu să ne cerceteze, pentru că dacă cu adevărat noi vrem, cu toată ființa noastră, să aducem laudă și să proslăvim numele lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim cercetați. Și atunci când suntem cercetați, nu este un proces foarte confortabil, nu este ușor. Hai să mergem puțin mai departe, o să trec puțin mai repede prin asta, să terminăm ca fratele Andrei să continue cu capitolul 20, Pavel în Macedonia, e un pasaj foarte frumos acolo. Hai să vorbim despre răscoala argintarului Dimitrie, care iarăși e foarte clar, multe lucruri se limitează, se întorc, se sumaruie, banul vorbește. Da? Și stimații mei, și în ceea ce privește religia, banul vorbește. Unul dintre pastori, prieteni, pastori din Australia, îmi spunea, ce am început cu o biserică micuță și oamenii au început să vină la biserică. Mai mulți. Și aveam o experiență extraordinară. Când eram vreo 20-30 de persoane, era în familie, de-abia așteptai să mergi la biserică, de-abia așteptai să-i vezi pe oameni. Aveam potluck în fiecare sabat, că eram puțin, aduceam mâncarea, nu era nicio problemă. La biserică a început să crească. Și s-au adăugat câțiva businessmen, care au adus bani din greu. Și atunci ne-am gândit, pe biserica crește, hai să construim și noi o clădire așa, să... cum trebuie, da? Reprezentativă. Și a construit o biserică frumoasă. O biserică care a devenit perla conferinței. Care a fost cunoscută ca fiind cea mai high-tech biserică. Dar ceea ce am descoperit a fost că în momentul în care am devenit high-tech și cei mai tari, din punct de vedere financiar, atmosfera în biserică s-a schimbat. Ce când intra în trecut cineva prin ușa bisericii, intra în mijlocul unei familii. Se simțeau cu adevărat, sunt cu frații, surorile mele, că era îmbrăcat, mai nu știu ce, venea de la servici, apunea soarele, îl prindea pe drum, mergea la biserică, nu se mai ducea acasă să se mai schimbe. Și nimeni nu se uita urât la el, bun venit. Zice, am observat că veneau oamenii la biserică, intrau pe ușa bisericii, se uitau în sală și după aia se uitau la ei și se așezau undeva în spate. Nu mai era aceeași atmosferă primitoare. Trebuie să avem foarte mare grijă. Eu nu zic să dea Domnul să avem și noi niște businessmen care să aducă o grămadă de bani. Radu, cumpărăm cel mai tare high-tech și facem virtual church și toate chestiile spre lauda lui Dumnezeu. Pentru că e ușor să spui spre lauda lui Dumnezeu, dar să devină altceva. Un show mai mult decât o închinare. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel, versetul 21, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea, el trebuie să văd și Roma, a trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și pe Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Versetul 23, pe vremea aceea, s-a făcut o mare turburare cu privire la calea Domnului. Ați mai întâlnit expresia asta în fapte? Și tulburarea de care se vorbește de cele mai multe ori nu e cea mai pozitivă. Da? Iudeii care veneau și cauzau probleme. Turburarea asta a avut de-a face cu altceva. Versetul 24. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. Îmi place cum se pune aici. Nu zice că făcea mulți bani, ci aducea nu puțin câștig. Înseamnă că făcea o grămadă de bani. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Deci, adică e vorba de pâinea și laptele nostru.
Și vedeți și auziți că Pavel acesta, numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Dă. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț. Vedeți, nu vorbește de câștig. Vorbește de meserie. Dar stai așa, dacă ești argintar, ăla e singurul lucru care poți să-l faci cu argint? Sunt și alte lucruri care probabil poți să le faci. Și dacă ești argintar, specialist, probabil poți să faci alte talente de asemenea. Dar se leagă de, hei, e meseria noastră, e vorba de familiile noastre. Primejdea care vine în acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Și aici se combină banul și religia. Religia în serviciu banului. Diana era o zeiță romană. Și era zeița vânatului, a lunii și a nașterii. Da? Deci era foarte talentată, avea diferite, vorbea cu animalele și alte chestii. Dar era foarte bine cunoscută în întreaga lume. Acum se predica o religie nouă. Și vine Dimitrie și spune, stați așa, deci, și amestecă interesul lui personal cu religia omului de rând. Asta este una dintre cele mai mari mârșăvii care se poate face în numele religiei. Să pui în față agenda, imagine religioasă, dar în spate interesele sunt cu totul și cu totul, n-au nimic de a face cu religia, n-au nimic de a face cu credința. Stimații mei, nu vreau să vorbesc prea mult în direcția asta, dar hai să ne gândim la unele tradiții creștine care fac lucrul acesta și Dumnezeu nu o să accepte. Dumnezeu, nu ne jucăm cu Dumnezeu. Se pune religia în față, dar în spate e banul. Așa era vorba de indulgențe, așa a apărut reformația, da? Redeșteptarea în întreaga Europa și apoi în întreaga lume, datorită indulgențelor. Păi stai așa, tu crezi că dacă plătești nu știu cât, îi mai scapi pe bunicul încă 500 de ani din purgatoriu sau din iad. Ci să folosești credința sinceră, onestă, a credinciosului neinformat. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana Efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătoria lui Pavel, din nou se leagă de tovarășii lui, da? Vină prin asociere. Pavel nu a fost un laș. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii, chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Asta, mi-aduc aminte cineva, a folosit versetul ăsta să ne spună că noi nu trebuie să ne ducem la teatru. Și imediat, ca tineri, eram puștani, am văzut, stai așa, că asta e scos din context. A, păi da, voi nu vreți să mergem noi la teatru, dar ne dați cu Biblia în cap, dar nu e corect, că nu despre asta e vorba aici. Aici era să nu meargă la locul unde se afla, avea loc tulburarea. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și auziți acum, și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Se întâmplă și la demonstrații chestii de genul ăsta, da? Am văzut demonstrații de tot felul în Africa. Acolo, la demonstrațiile publice, se numesc toi-toiing. E o grămadă de cântare, se cântă mult, se dansează mult, se sare mult, toi-toiing, se demonstrează și a fost la televizor, era în direct, se lua interviu la oameni. Și au întrebat reporterul, a întrebat vreo 4-5 persoane la rând, dar de ce ești aici? Era, cred că era de vorba de apă, de ceva, da? Că să nu se plătească, prețul apei se ridicase. Habar n-aveau! Unul zicea, păi e frumos, am venit și eu cu prietenii mei. A? Și ce strigi? Păi dăm guvernul jos. Dar de ce? Păi, probabil au făcut ceva ce nu trebuia să facă.
Și cam asta se întâmpla. Așa se incită norodul. Oamenii nici nu știu de ce. Ura unește. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și vrea să se apere înaintea norodului, dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas. N-aveau televizoare atunci. Timp de aproape 2 ceasuri, mare este Diana Efesenilor. Să strigi 2 ceasuri la rând, același lucru. Și asta a fost o tactică să-l facă pe om să tacă din gură. Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Foarte diplomat, un politician fantastic. Probabil el nici nu credea lucrul ăsta, dar norodul credea lucrul ăsta și atunci spune: domnilor, stați așa, noi, majoritatea, noi credem lucrul ăsta, nu e nicio umbră de îndoială, fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care, vă aduceți aminte ce am citit într-un din capitolele precedente? Uneori nici nu este nevoie să te aperi, să ridici mâna, să zici: hei, trebuie să vorbesc. Lasă-i să urle 2 ore și după aia lasă pe altul pe care Dumnezeu îl va folosi să te apere. Care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se pârască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi de fapt suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală. Și aici vine politicianul foarte isteț. Stai că voi îmi cauzați mie probleme, eu sunt logofătul aici și noi avem responsabilități, nu să fim, cauzăm răscoală aici, dau romanii peste noi. Pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte a dat drumul adunării și ne oprim aici. După cum vedeți, Faptele Apostolilor este o carte plină de întâmplări. Sunt fapte ale apostolilor. Noi cine suntem? Apostolii au știut cine erau. Cei care au umblat cu apostolii au știut cine erau. Nu se temeau să meargă din loc în loc, să facă lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Să facă față primejdiilor pe care le întâmpinau, dar întotdeauna conștienți de faptul că ei trebuie să fie acoperiți de puterea și protecția lui Dumnezeu. Stimații mei, haideți să facem acest sabat una din acele ocazii în care din nou ne aruncăm spre Dumnezeu și îngăduim să ne acopere pentru ca săptămâna care vine să nu fim schingiuiți și aruncați în stradă goi și pus de rușine. Pentru că atunci când se întâmplă ceva în viața creștinului, spunea aici, toți ăia din Asia, toți iudeii, toți grecii au auzit ce s-a întâmplat. Că vrem, că nu vrem, noi dăm o mărturie. Prin faptul că oamenii ne cunosc și prin faptul că noi le spunem: a, da, eu sunt creștin. Cine suntem noi și ce fel de mărturie dăm? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dăm o mărturie spre mântuire. Amin.